Noi reguli epidemiologice în contextul valului pandemic. Pe teritoriul țării este valabil cod roșu de COVID-19. Instituțiile de învățământ vor desfășura orele online, iar accesul în centrele comerciale va fi permis doar cu certificatul de vaccinare. Măsurile au fost anunțate după ședința Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică. Ce alte reguli au fost adoptate, ne spune colega Marina Dolgheri. Bună seara, Marina, te ascultăm! Bun găsit! De săptămâna viitoare, instituțiile de educație din țară vor învăța online. Măsura a fost adoptată deocamdată pentru 2 săptămâni. Între timp s-a luat decizia ca accesul în centrele comerciale să fie permis doar cu certificatul de vaccinare. Regula este valabilă și pentru magazinele de haine și parfumerie. Excepție fac cele alimentare, băncile și farmaciile. Membrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică au decis ca restaurantele și cafenelele să activeze după un program special, mai exact între orele 7 și 22. Totodată vor fi interzise evenimentele private de orice fel, precum nunții și botezuri, iar autoritățile din sănătate vin cu o recomandare către instituțiile publice și private ca după posibilitatea angajații să activeze de la distanță sau pe ture. A fost aprobat și un nou regulament ce vizează măsurile de izolare. Astfel, o persoană nevaccinată care a intrat în contact cu cineva infectat de COVID va trebui să stea în carantină 10 zile și va putea ieși din izolare doar în a 5-a zi după ce va fi testată negativ. Iar dacă persoanele sunt vaccinate, acestea nu vor fi plasate în carantină. Pacientul va fi monitorizat de către medicul de familie și testat la fel în a 5-a zi. La viteza pe care o are actuala tulpină de răspândire, cel mai important este ca să avem cât mai puține contacte. Având în vedere pericolul pe care această tulpină îl reprezintă pentru copii, se propune trecerea școlilor în online. Inițial pentru 2 săptămâni, la momentul de față, absolut toate secțiile pe care le-am reactivat pentru ca să spitalizăm copiii bolnavi cu COVID sunt pline. Zilele libere pe care le acordă angajatorii salariaților cu copii care învață online și este vorba de copii de până la 12 ani sau copii cu dizabilități, costul acestor zile libere va fi plătit de către Casa Națională de Asigurări Sociale din bugetul de stat.